Vicecampioană națională în acest an, echipa de rugby a clubului Steaua București a început pregătirile pentru noul sezon din Superliga. După o săptămână de antrenamente în capitală, sportivii roșii au urcat câteva zile la munte pentru un cantonament în Poena, Brașov. Chiar dacă au plecat câțiva jucători în această vară, Steaua lucrează și la capitolul achiziții. Pilierul Vasile Bălan a lăsat CSM București pentru un transfer în Ghencea, aici unde speră să câștige cât mai multe trofee. La Steaua, după cum știm, este un grup unit, un grup tânăr format din sportiv de perspectivă, sportiv al lotului național și asta m-a determinat să vin și să fac parte din această echipă. Crezi că obiectivul echipei acela de a câștiga Superliga poate fi atins în acest sezon? Da, categoric. Având în vedere că sezonul trecut băieții au obținut locul 2, anul acesta sunt mult mai motivați, au mai venit forțe noi, Antrenorii sunt foarte ok, strategia e ok și cred că putem deveni campioni. Jucător în linia a treia, Mario Arvinte, a așteptat de un an transferul la Steaua și crede că noua sa formație poate să depășească performanțele din sezonul trecut. Vorbisem cu cei de la club și mă bucur că într-un final s-a finalizat transferul și uh, pentru mine este, este un plus pentru că am ridicat și tacheta și este un nivel mai înalt. Ce îți propui cu noua ta echipă? Cel puțin aceleași performanțe pe care le-a avut anul trecut echipa Steaua și, bineînțeles, ca individual să, să cresc în valoare. După locul 2 în sezonul trecut, Dănuțu Dumbravă privește optimist spre viitor. Tehnicianul Stele este mulțumit de dăruirea arătată la antrenamente de Roși albaștri și crede că trofeul Superligii poate poposi anul viitor în Ghencea. Au trecut băieții peste eșecul din finala campionatului Superligii? Da, într-adevăr, am avut o săptămână în care ne-am spus ofurile, ne-am spus problemele care au fost, care s-au întâlnit în acea finală. Sperăm să nu mai repetăm acest lucru și să avem un parcurs cât mai bun și cât mai lung. Ce vă propuneți să faceți în această perioadă de cantonament din Poiana Brașov? Încercăm să facem o perioadă, să acumulăm o pregătire fizică cât mai bună, pentru că avem un campionat foarte lung, cu multe, cu multe mergeri, și să integrăm în echipă jucătorii care au venit noi și să să avem un joc plăcut de ruibii. Încercăm să ne formăm o echipă, încercăm să vedem să luăm meciurile ca pe niște meciuri amicale, încercăm să le câștigăm pentru că intrăm în teren cu o mentalitate de învigători, fiecare meci îl jucăm pentru a câștiga. Să vedem ce se întâmplă. Încercăm să integrăm jucătorii tineri în echipă, să le arătăm sistemul și să ne propunem pentru campionat jocul cât mai, mai frumoase. Obiectivul nostru este o nouă finală și o finală câștigată. Anul trecut am făcut pasul cel mare de a juca o finală după mulți ani. Anul ăsta sper să o și câștigăm. Forța asta!